Constantin Toma a cerut acordul consilierilor locali pentru ca primăria să-și angajeze o casă de avocatură în războiul purtat în justiție cu compania de apă. Toma vrea să joace de la egal la egal cu Tescaru, care la rândul său este apărat de avocați specializați. În timp ce compania de apă atacă cu două firme de avocați mari, una din București, una din Cluj, ne vedem nevoiți să rugăm cu 3 sau 4 juriști din primărie care trebuie să facă față la 780 de dosare pe legea 10 și la alte câteva sute de dosare curente. Mă angajăm 5 sau 6 juriști, dar după ce ne-am dat seama de amploarea fenomenului, adică lipsa de asistență juridică în primărie, probabil că această echipă din cadrul primăriei, echipa de juriști, trebuie să fie mult, mult mai mare. Intenția primarului nu a rămas netaxată de o parte a consilierilor. Eu cred că avem un serviciu juridic și avem juriști la primărie. Cred că o să fie mult mai eficient decât un avocat. Mai ales că avocații știți că au și onorarii foarte mari. Mult mai eficient ar fi ca juriștii din primărie să se ocupe cu seriozitate de acest caz. Dacă nu, să desființăm dacă ei nu sunt capabili și nu pot să facă față acestor procese. Probabil vă doriți ca primăria să nu se apere și să nu se apere, pentru că aici trebuie avocați specializați. Echipa primăriei este foarte subțire din acest punct de vedere. În 2-3 luni de zile sper să angajăm oameni competenți, cu toate că la salariile mici care sunt aici, nu cred că vor veni oameni de extraordinar de mare valoare. Până nu se mai angajăm alți juriști, singura soluție este aceasta de a angaja o firmă de avocatură ca să susțină aceste dosare. Până la urmă, consilierii locali au căzut de acord asupra angajării unei asistențe juridice specializate cu obligația ca avocații să fie recunoscuți. Vrem neapărat să găsiți și cea mai bună firmă de avocatură, pentru că lucrurile în timp nu au decurs în favoarea primăriei legat de toate procesele care au fost pe loc. A pierdut primăria sume foarte mari. Toma a anunțat că aproape zilnic pe adresa primăriei sosesc citații și plângeri din partea companiei de apă. Numai astăzi mi-au mai venit două citații împotriva primăriei și a Consiliului Local și a primarului Toma. Și a angajat două firme mari de avocatură, una din București și una din Cluj. Și noi aceste intervenții grele trebuie să facem față cu un aparat foarte subțire. Numai compania de apă pe data de 21, avem 4 procese într-o singură zi, din care unul la Ploiești. Deci și fizic, nu mai vorbesc din punct de vedere al calității, al specializărilor juriștilor din primărie, că nu putem face față. Angajarea casei de avocatură va costa primăria Buzău în jur de 250 de milioane de lei vechi.